Bună dimineața, bună ziua, bună prânz, bună noapte, noapte albă, în funcție de când vedeți, când ziceți și ce doriți. Vă mulțumesc frumos pentru susținere. Avem, avem retrogradatele, avem meciurile de baraj, avem echipa care se salvează direct, avem cam tot ceea ce a fost important în partea de sus, campioana o știm de mult știm acum și echipele de care încă n-am pomenit, dar am spus și lupta pentru locul 2-3, avem și ocupanta locului 6, deci avem cam tot așa, începem de la, cu ce să începem, de FCSB am vorbit, începem de la coadă și acum așteptă ea care înjurați acum vreo lună de zile cu Craiova domnului Mititelu să mai înjurați odată, Că explicați voi ce deștept sunteți, ce pricepuți, ce și ce ca de altfel și câțiva din stafful Craiovei de acolo care aveau impresia că le știu pe toate la, la un meci la o altă echipă retrogradată direct la voluntari și erau așa ei în loc să se preocupe de meciul lor și de ceea ce urma să, să facă echipa erau erau foarte afectați, că domnul ne zis că retrogradăm, că, cum să zice așa ceva, presa asta care este de rahat, noi care suntem mari profesioniști, și o să vă dau eu și niște exemple de ce mari profesioniști sunt ei, că râde tot fotbalul românesc de profesioniști ce sunt. Din păcate, pentru fanii Universității Craiova a familiei Mititelu, fani adevărați, nu și așa mai departe, Uh, echipa asta retrogradează direct cu un buget mare, mare pentru o retrogradată direct, adică asta e echipă din ce mai aud și eu așa și din ce spune până la urmă și patronul echipei, e o echipă de primele 8, 9 hai 10 primele 10 ca buget În, dar ce că e mai sus de locul 10, că au condiții ce naiba mai vorbim. Dar din păcate pică direct o echipă care toată lumea și patronul de acolo, domne, ce mare echipă, domne, ce calitate individuală, mamă ce pele și în conducere și pe bancă, nu mai, mamă, mamă, unul mai bun ca altul, un teren nu mai zic. Patronul ne spune că este o nu știu cum s-a exprimat, este o, un privilegiu că îl vedem pe Bauza la Craiova, că bată ni nu știu care, că nu știu cine nu știu cum și așa mai departe. Nu e vinovat în mod exclusiv sau direct așa niciunul dintre cei enumerați, pentru acolo pachetul este mult mai mare și ca peste tot unde se întâmplă lucruri neplăcute sau există rezultate, primul și primul vinovat este patronul. Pentru că mă patron cine? Șeful suprem, nu? ăla care conduce, care bagă banii, pentru că ce se întâmplă? La Craiova este un patron, cu tot respectul pentru familia patronului, că și băiatul domniei sale se ocupă, în care și conduce, și antrenează, și decide, și dă de afară, și aduce, s-a mai înconjurat și de, de oameni care spun doar da. Gradul de pricepere, nul. Comentăm că s-a văzut deja și e certificat. Da? Când ești doar investitor sau doar patron și pui alții și plătești să se ocupe și aia, ești de vină că ai ales greșit când îi pui pe unii doar că trebuie să fie și ei cu numele acolo, să le dai un salariu și ei nu spun că da, și se întâmplă lucrurile astea, ești de vină tu ca patron. Păcat de zecile de milioane, că am văzut că spune și băiatul, juniorul, spune și seniorul, domne, câte zeci de milioane am cheltuit. Păcat! Și bă, să nu poți să... Să ajungi măcar la baraj, că eu cred că barajul anul ăsta e egal și sinonim cu salvarea de la retrogradare. Așa cred. Eu nu cred că indiferent ce se întâmplă, Cixereda și Mioveni pot pune probleme celor de la Dinamo București și celor care au mai prins barajul că a fost o bătaie un punct, că nu știu, cred că voi știți clasamentul, dar bă, un punct, un singur punct uh, a făcut diferența. haideți să ne uităm, să vă citesc uh, exact așa, dar voluntari botoșani, botoșanii erau peste linie salvați direct. Nu sunt în stare să facă nimic. La Oțelul Galați și prind uh, prin loc de baraj. Spre deosebire de voluntari care trebuie să câștige un punct acasă cu Universitatea Cluj sau trei ca să aibă șanse la salvarea directă, un punct să prindă barajul și echipa cea mai avantajată pentru că nu beneficiase de rotunjirea punctajului, da? dintre cele cinci voluntari era cea mai avantajată, ia bătaie de la Cluj acasă și să duce totul pe apa sâmbetei și echipa retrogradează direct. Echipa retrogradează direct și mai departe vom vedea ce se întâmplă. Haideți să vă citesc exact. Adrian Mititelul a certat la... Na, e supărare la retrogradare. Așa se întâmplă. Uh, ai că nu găsesc clasamentul Dar îl găsesc până la urmă Botoșaniu uh, Botoșaniu uh, Până la urmă prin barajul Dar au și jucat bă, Botoșaniu uh, N-ai ce să le Joacă, joacă cu niște echipe bune bă, Nu știu dacă a fost N-a fost ce a fost uh, uh, S-a întâmplat Nu s-a întâmplat Adevărul e că echipa asta cu Bogdan Andone Joacă Găsește domnul domnul Eftime Găsește antrenorul potrivit În iarnă când nu se mai aștepta nimeni Și o salvează O salvează și Au șanse foarte mari să rămână să rămân în prima divizie, la fel cum are și Dinamo cu Cixere, au, oh, cred că Cixere, poate pune probleme în două, în două meciuri, tur-retur, poate pune probleme lui, lui Dinamo. Eu nu cred... Nu cred că se poate, se poate întâmpla lucrul acesta. Am mai uitat așa la titluri, dar sunt unele dintre ele la, prin ziare, sunt, sunt cam dure așa și mai bine să nu le citim. FCU Craiova 22 de puncte, am găsit clasamentul. Voluntar 24, Dinamo 25, Fece Botoșan 25, Poliaș 27. Deci Botoșanul va juca cu Mioveniu, Dinamo cu Cixereda, s-au tras la sor și cum se va juca. Poliaș care la fel, conducătorii de acolo decid Neinspirat au spus unii la momentul respectiv să instaleze un antrenor după domnul Grozavu, Grozav, cred că e corect, nu Grozavu, Leo Grozav, Grozavu cred, nu știu exact, îmi cer scuze, nu știu exact numele domnului Grozavu, Da Grozavu sună mai bine decât Grozav, Petoni, un fost fotbalist în România, agresiv, muncitor, așa și toată lumea, domne, cam nu prea. E uite că Iașiul. Nu vorbim de alte lucruri. E, pentru că. Așa arată clasamentul. Noi vorbim strict de ce arată clasamentul. da Iașiul se salvează direct. Direct. Fără mare emoții. Fără, fără mare emoții. E, în ultimele două meciuri chiar deloc emoții. Câștigă. Bă, adună puncte, bă, îi bat și pe cei de la voluntari mai câștigă și prin deplasare și uite că pas cu pas oamenii se salvează direct. Unii care înainte de etapă nu ziceai că întâlneau petrolul, petrolul care își dorea să termine mai sus, care face deplasarea în copou cu avionul, că, dar la cum a jucat am văzut și eu rezumatele, cam rezultatele au fost uh, corecte peste tot uh, și echipele mai mai așezate, mai liniștite, mai bune până la urmă au, uh, au reușit. Au reușit ce, ce și-au propus. Păcat că o echipă cu suporteri, o echipă în care s-a investit mulți bani și s-au investit la Craiova domnului Mititelu, pică direct. Pică direct, repet, pentru mine anul ăsta barajul este sinonim cu salvarea de la retrograd, aia și bucuria care a fost. Ați văzut parcul de triumf, un dinamo care am spus că este puternică și este puternică și în birouri, bravo lor, un club mare, un club organizat, un club poate cu anumite influențe, reușesc să întoarcă decizia să nu joace toate meciurile fără spectatori, și contează foarte mult. ultimele două meciuri le joci cu oameni mulți în tribună, nu mulți pentru că seară pentru mine a fost. Uh, nu știu, neplăcut să zic că trebuie să avem grijă la termene la astea că sunt toți sensibili la timpane la... apropo ăștia sensibili nu v-am auzit să comentați și de Eurovision bă să nu poți să găsești 8.000 de dinamoviști sau cât are ăla arcul de triumf? că nu cred că are mai mult 2.000 bă a fost puțină lume pentru un meci capital pentru Dinamo un meci în care echipa asta juca soarta rămânerea în prima divizie. Bă, puțin, eu mă așteptam să fie lume și afară să stea pe la gardul ăla, pe acolo, pe colț, așa, unde să vede în, în, în teren, în, din afară, vezi spun, nu e gard, e ca o poartă, așa, un, nu știu, din material, din, din fier forjat, nu știu ce, din tablă, să țipe și acolo, hai din -o, hai din -o. Bă, bravo lor, întâlnesc. Și vedeți, fiți atenți cum, cum s-a scris istoria. Ce înseamnă un club mare care are așa, jucători deveniți antrenori. Da? Ioan Ovidiu Sabău. Jos pălăria, atitudine senzațională și jucătorii Universității Cluj la voluntari. Bă, nici nu s-au bucurat, am fost la meci, și am stat până la, cred că până la 1 noaptea prin tribună pe acolo, de vorbă cu, cu oameni care au fost la meci. Bă, senzațional, senzațional, oamenii au venit, au câștigat și au făcut treaba lor sau treaba lor, bă, au câștigat, bravo lor, jos pălăria, nu o bucurie de asta urâtă, nu, ei pierduser acolo, aduceți-vă aminte, ultima etapă din sezonul regulat, pierd acolo calificarea între primele șase echipe și faimă și bani, și, bă, vin oamenii, joacă, joacă mai bine, își ating obiectivul care l-au avut pentru meciul ăsta, să ia prima de joc, bănuiesc, și, bă, o reacție și o video sabou și jucătorii, și mă uitam, mă uitam la un Nistor, la Nistor mai joacă 2 ani, Chipciu mai joacă 2 ani într-un picior, Mitrea poate să mai joace și Mitrea, Vali Gheorghe și zic doar așa ce să auzise înainte de meci că sunt unii jucători care vor pleca de acolo. Nistor la, 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 un moment dat nu era presiunea așa pe el și așa și pasa în mers frumos cu capul sus plus efortul care l-a făcut cum venea la și minutul 3 țipa la colegii la, în minutul 3 că asta lipsește la, la multe echipe din Superliga. Biluțele lipsesc. Bă, jucător cu personalitate, mă uitam, mamă, când a țipat. Minutul 3, că nu a venit, la a primit și nu i-a dat unul. Pasă să se întoarcă el să schimbe în partea cealaltă. A jucat la lung de linie, fundașul dreapt. Mamă, când a țipat odată, m-am speriat în tribune, că n-a fost așa foarte mare gălăgie. Bun, bun, foarte bun jucător. Foarte bun jucător. Și eu cred că după cum după cum a jucat, eu cred că mă, poate să mai joace doi ani. Dar, repet, atitudine de echipă profesionistă s-au dus, mă uitam la chipciu, mă uitam la câțiva străini din lotul, din lotul Universității Cluj, Nistor, Mitrea, s-au dus oamenii ăștia după meci, erau bucuroși că au câștigat și și-au și -au luat banii oamenii. Bă, s-au dus la jucătorii de la voluntari, au consolat, îi ridicau după gazon, au dat mâna cu ei, nu s-au dus în vestiar să țipe, să cânte, victor... bă, jos pălăria, nu a fost, era o liniște la voluntari, lume, câteva sute de oameni după meci, acolo, bă, unii pe teren strângeau panourile alea, jucătorii supărați, unii prin vestiare, unii ăștia de la Universitatea Cluj, bă, au plecat, știți cum a fost după meci, parcă retrogradaseră ambele echipe. Ca să înțelegeți exact. Eu n-am trăit lucrul ăsta cu retrogradarea ca jucător. Speram să nu-l trăiesc nici ca, ca spectator. Dar e urât rău. Bă, să vezi oameni sportivi, puternici. Bă, oameni cu mentalitate. Cu, bă, să-i vezi, să vezi oameni că plâng în halul ăla după un meci de fotbal. Credeți-mă, e Băi, e, e, te marchează, te marchează, vă dau cuvântul meu de onoare, eu sunt mai retard, așa voi mă știți, cei care mă urmăriți, că sunt mai cu capul la ploaie. Bă, de ce este, bă, nu mai zic bă, că mă înjură vreunul, că zic bă sau cine știe care mai se găsește Să găsește să scrie cine știe pe unde, că nu respect privitorii o atmosferă de mormântare. Jur, vă dau cuvântul meu de onoare, o urâtă de atmosferă, o liniște apăsătoare așa și fai de capul meu, incredibil, incredibil. Dar oamenii au venit, au bătut, s-au comportat exemplar și conducerea și că erau acolo pe teren, au stat oamenii într-un colț după meci și, bă, n ce să... Pe mine, vă spun sincer, după sepsis Sfântul Gheorghe, care m-au impresionat în Giulești, dar era bucuria și că era normal alt context, că ca ținut așa, ca organizare, că asta m-a impresionat CFR Cluj, nu e Universitatea Cluj, scuze pentru cei care sunteți cu U, că am pomenit de rival, n-a fost intenționat, bă, o echipă, bine, nu mă mir, că e Neluțu Sabo acolo, pe care îl cunosc, un fost coleg, un antrenor cerebral, un om care gândește fiecare lucru și uh, s-a văzut. Dăuta Arad, nu mă întrebați, pentru că am am uitat pe echipă, n-am văzut meciul, uh, am văzut rezumatele la toate partidele. Uh, e fotbal, e fotbal, dar vreau să spun de uh, influența lui Dinamo. Ioan Ovidiu Sabou, jucător cu trecut dinamovist. Mircea Rednic, jucător cu trecut dinamovis Dorinel Munteanu jucător cu trecut dinamovis și am spus doar trei. asta înseamnă un club mare care strânge jucători foarte buni iar după aceea la un moment dat oamenii ăștia uh, ajung antrenori fără a face, nu a bate niciun apropo absolut nimic oameni care la un moment dat au trecut pe la dinamo și e normal că dacă au putut, făcându-și bine lor, să facă un bine și celor de la Dinamo, l-au făcut. Oamenii, ce să-i reproșezul Dorinel Muntean, antrenorul anului, indiferent ce facem în Cupa României, putea să piardă meciul ăsta și 5-0 cu Botoșanu, nu o mai nimeni nimic. Hai să fim serioși. Și în finala cupei toată lumea zicea, domne, și-au odihnit băieții. Nu o puteai să-l condamni. Bă, joacă și câștigă. Ucluș cu Ovidiu Sabău. Ratează primele șase, nu apar fel și fel de discuții. Vine, joacă, câștigă. A, că au fost discuții și cu suporterii pe la Cluj, că domne, noi suntem un frății sau suntem prieteni sau discuțiile astea peste tot. Dar oamenii probabil, nu? Că să gândesc, că și eu m-aș gândi, dacă mi-ar zice unul, bă, tu ai saci aproape în căruță, mai vrei doar o primă de obiectiv sau o primă de joc, care, bă, e foarte important. Bă, dar dacă tu poți să faci lucrul ăsta, Poți să-l faci, nu? Și ești interesat direct să-l faci ca să ții niște bani, să termini mai sus sau să câștigi un meci și ajungi și poia cu care ții jos spălăria. Da? Și în partea cealaltă, nu. Mi s-a părut uh, suspect că din i bate pe UTA cu 2-0, că UTA vine fără cam unii jucători, fără cam unii, da? Și Dinamo joacă mai bine Hai să fim să bine O să ziceți care nu sunteți cu dinamo Păi da bă minutul 20 era 2-0 Păi alea 20 de minute joacă mai bine Și pormoia iau și roșu Sau nu știu ce mai fac Și așa mai departe Dar una peste alta Ăsta e clasamentul Clasamentul spune adevărul Întotdeauna Dacă au rămas Înseamnă că au meritat Iar cei care au picat Asta e, e fotbal, e sport Uite avem exemplu Craiovei care și bani și toată lumea ceacă și lot Dar nu poți să ai și bani și lot dacă n-ai și uite și acolo te costă Păi la aduci pe nu știu care îl dai afară îl aduci pe Napoli, îl dai afară la aduci pe Trică și nu mai dai afară că retrogradezi că Și acolo sunt, la voluntar la fel Vine Poenaru, pleacă Vine Dică, pleacă Vine Pârvu și pierzi la ultimul la ultimul meci care cu greu a și acolo în situația asta să, să de punctulețul ăla care să, să, te, să te salveze. Apropo, mă uitam și la antrenorul Pârvu aseară, cred că a stat 50 de minute pe banca de rezerve, neschițind niciun gest, neschițind, parcă era o statuie pus acolo, Uh, V-am zis, Neme, și Rață, uh, Boboc, Carnat, uh, ce să mai, matricari, Bă, plângeau oamenii în hohote nemeți, avea ochi așa, jucător de 30 ceva, dar un atacant foarte bun, nu, 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 mai este atacant, profilul ăsta nu e niciun atacant, în afară de nemeți nu mai e niciunul în Superliga României, credeți-mă, uh, să plângi în hohote așa ca un copil, Bă, munca Dunan, gândiți-vă, nu e ușor. Nu știu, eu aveam același discurs, să știți, și dacă îi vedeam pe cei de la Dinam sau pe aia de la băieții de la Craiova, dacă la orice meci m-aș fi dus și aș veni, aș fi văzut, uh, uh, aș fi văzut scenele astea, comentam cu voi. Este incredibil, sunt bă, niște lucruri care nu te aștept să le vezi pe teren de sport. Dar asta e, au picat, e fotbal, e sport, să se reorganizeze, baftă în nou campionat, felicitări lui Dinamo, bravo lor, cred că sunt rămași, felicitări Botoșani, sunt rămași ei, din punctul meu de vedere nu cred că poate fi nici cea mai mică surpriză și cred că echipele astea vor bate în ambele meciuri, în ambele meciuri fără probleme. Dar știți cum e, așa ziceam, o, am mai zis și la alte, o, la alte meciuri când Dinamo era retrogradată, în primul an, fece arge și păreau cât de cât că mișcă și i a bătut din amul de a rupt. Dar e altceva, suporte în mulți, emulație, începuse să apară și niște bănuți. Acum la CXR, dar nu cred că e cazul și la Miovendă foarte mult suporte și de presiune. Iar și valoarea, hai să fim serioși. Botoșaniu, cum a jucat în ultimul timp, mai puțin meciul de la Galați, unde și acolo probabil presiunea și-a și -a, și -a pus rău amprenta e, Poate bate multe echipe bune Chiar o poate face Iar Dinamo cu suporterii pe arcul de triumf O echipă de divizia B Eu cred că poate să bată cu un 2-0 Un 2-0, un 3-1 Cred că poate bate Dinamo cred că dacă nu mă înșel primul meci îl joacă acasă Dacă nu mă înșel repet verificați voi În rest Asta e. Să fiți sănătoși, toate cele bune, vă mulțumesc pentru susținere, membrii canalului, cei care vă uitați, care vă abonați, care dați click pe alătură sau abonează-te, să fiți sănătoși, toate cele bune și nu uitați, fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă ne văd din ce în ce mai mulți. V-am salutat!